O nouă perla lui Hagi este pe cale să ajungă la echipa mare a farului. Tânărul în vârstă de 16 ani, Justin Doicaru, s-a făcut remarcat la mini mondialul din Franța, unde a jucat pentru selecționata de juniori a României Under-16. Mă bucur foarte mult că am participat la un astfel de turneu. Au fost niște echipe foarte bune, ne bucurăm că am putut să ne impunem. Mă bucur că am marcat, am avut și noroc, dar m-am concentrat și am putut să bag mingea în poartă. Internaționalul de junior l-a impresionat inclusiv pe Viorel Moldovan, fostul mare atacant al echipei naționale, care este convins că îl vom vedea pe doi caru debutând în Liga 1 cât de curând. M-a uimit ce poate să facă la 16 ani dintre toți, doi caru mi-a plăcut cel mai mult, a spus Moldovan, fostul golgheter al naționalei cu 25 de reușite. Mă bucur că dânsul a spus aceste lucruri frumoase de mine. Eu încerc să-mi fac treaba pe orice post joc. Tânărul atacant își dorește să-i calce pe urme lui Mazilu.